Clubul Universitatea a anunțat pe pagina de Facebook că fundașul central de 32 de ani a semnat un contract cu formația lui Marinos Uzinidis și va merge în cantonamentul din Austria. Găman ajunge la Craiova din postura de jucător liber de contract după ce a expirat contractul cu Astra, echipă retrogradată în Liga a doua. În sezonul recent încheiat, Găman a bifat 28 de partide pentru Astra. Crescut la juniorii Universității Craiova, Găman a mai jucat la Dinamo, Astra, Carabaspor, FCSB și Al-Shabab. Dimitros Katizasis, de 28 de ani, și Dimitris Gutas, de 27 de ani, sunt doriți de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova. Cei doi fundași greci sunt liberi de contract, dar Craiova are concurență în Cipru. Ei sunt doriți de Anortosis și de Apoel.